voi număra de la 1 la 3 iar tu Cristina te conectezi telepatic cu partea subliminală și cauți a lui Iulian 1 2 3 da, pare îmbrăcat ca un vânător, dar Dintr-o altă epocă, mm -hmm. are un fel de tolbă în partea stângă, știi, atârnată de mijloc, de un chimir -lat. Da. Dar în sus nu mai respectă, știi, cum ar veni modelul de parul, pentru care niște poliți cum aveau mareșali cu șnururi, mm -hmm. dar energetici, da? Da. Ca niște solzi de care sunt uh, filamente. Da. În spatele lui este o ființă îmbrăcată similar, uh -huh. mai înaltă, dar nu uman, umanoid. Uh -huh. <coughs> se recomandă a fi Sivornius, uh -huh. așa spune că se numește. Adică ne-a salutat și el, și partea subliminală, cum ar veni. Da. Sunt împreună, da? Uh -huh. Ating partea subliminală, încerc da. voie să lucrăm cu ea și pentru ea. Am identificat-o, ea este. Da. Da, spune și Sivornius este de acord. <laughs> Așa. Da. Ok, hai să vedem, să întrebăm partea subliminală de ce stă cu Sivornius, sau amândoi să întrebăm, ce ne spun. Sivornius, de fapt, este un umanoid cu compozit de suflet, da? Uh -huh care nu a mai avut corp de mult și îl însoțește pe solicitantul nostru pe partea lui subliminală în încarnare. Mm -hmm. De cât timp, de câte vieți îl însoțește? Mi-a spus un număr 37. Dar nu știu dacă sunt 370 de ani, uh -huh. 37 de vie sau 3700. Uh -huh. Pentru că nu mai percepe timpul, înțelegi? Uh -huh. Și spune că știe că 37, dar nici de 37 de ori. Cred că sunt 370 de ani. Și partea subliminală nu știe nici? Nu. Uh -huh. Nu, dar hainele îi dau de gol cum ar veni. Epoca, uh -huh. Știi? Uh -huh. Cam așa, mai mult nu poate să fie. Uhum. Uhum. Și de ce stă Sivornius stă cu partea subliminală? Adică Îl ajută. Îl ajută ajută, pe, ajută partea subliminală? Da. Spune. În ce în sens o asta? În sensul că o ajută să facă experiențele. Uhum. Păi ce partea subliminală nu e în stare să-și facă experiențele? Ba da, dar se pot încurca în metric, spune că are mai multe astfel de părți subliminale cu care A. conlucrează, da? Uh -huh. Spunea că sunt, erau 14 și el era al 15-lea. Uh -huh. Deci el se ocupă de, are grijă ca părțile subliminale când intră la încarnare în metric să nu se piardă. Da, să nu se le ține inventarul. Dar nici nu mai ies. Aci le ține în Matrix. Nu mm -hmm. și-a terminat încă treaba misiunea. Mm -hmm. El i-a adus, el îi protejează, el îi ia înapoi, Cam mm -hmm. așa ceva. Mm -hmm. Acum înțelegem câte ceva. Deci e responsabil de partea subliminală, da? Da, da. Mm -hmm. I-a adus? De unde i-a Auzi, Cristina, vorbim cu ăsta, cu Sivornius sau da, mai da. încolo? Da, da. Bine. Te pregătești să-l canalizezi? Da. Măr de la 1 la 3, îl lași să vorbească. 1, 2, 3. Sivornius? Da. Păi hai să discutăm un pic, să înțelegem și noi. Vrei să ne ajuți să înțelegem ce faceți voi aici, tu cu partea subliminală? Da. Ok. Deci da. ai spus că tu ai adus, pe, ai adus partea subliminală și încă 14 păr subliminale la încarnări aici în Matrix, pe Terra. Da. De unde ai adus? Dintr-o altă dimensiune. Hmm? Ce dimensiune? Dintr-o altă dimensiune, tot a terii. Aha, aha, așa. Și de ieri, de ce era nevoie să vin aici, în 3D? Ca să punem bazele a ceva nou. înțeles. Deci tu vrei să vorbești, dar nu prea ești cam enigmatic. Nu prea vrei să ne spui. Să pună bazele a ceva nou, ce? Ce proiect Uf, este? Un fel de organizație spirituală. Ah. Și zici că nu știi de câte. Păi dacă ești responsabil, ce fel de responsabil ești tu dacă nu știi de câte vieții ale părții subliminale cu care, de care Cum ne ocupăm? Pot să știu dacă eu n-am timp. Nu înțelegi că factorul timp pentru mine nu există? Am înțeles, dar știu că poți să numeri de câte ori a venit în, în 3D partea subliminală și a plecat. A venit și a plecat. A luat un corp, a plecat. A venit, a plecat. De câte ori a făcut De asta? șase ori. A, ah, vezi că ne înțelegem. Nu m-ați întrebat așa. Mm -hmm. De câte vieți am întrebat? Nu de câți ani. Și tu -ți zic că n-ai timp. Ok. Ne-am ne -am mm. înțeles. Cu răbdare. Da, da. ce de aici? Deci îți dau o viață și tu trăiești în mai multe. Înțelegi ce spun? Mhm. Mm Adică uneori sunt, este acel joc cu liniile temporale. Uh -huh, uh -huh. Și atunci cum era să inventariez toate falsurile lor. Am uh, Înțeles. Deci cei de aici, cine sunt cei de aici? De unde ați plecat voi din dimensiunea aceea? De unde uh -huh. ai venit cu părțile subliminale? Ca să venim aici am făcut un contract. Uh -huh. Ca cu cine? Să veni aici. Uh -huh cu un gen de consiliu din care făceau parte cei care conduc practic Terra, hmm? planeta Cei din plan energetic care conduc Terra, zici tu, da? Da, le putem le, voi le spuneți câteodată iluminate ah, Și care sunt în consiliu Ia, Descrie nepurei? Poți să ne descrii și nu? Cei din planul energetic, din consiliu? Deci sunt și rase și sunt și iluminate și conducătorii din uh, umbră, ceva între iluminate și prima rasă de umani conducătoare, mm -hmm. hibrizilor. Mm -hmm. Deci sunt cam mulți pe acolo, prin consiliu ăsta. Cât da, sunt? Sunt, nu sunt uh, prea mulți... Uh, sunt, practic, 13 reprezentanți, a 13 case dinastie, să le spunem, da? Ăștia uh -huh. deci sunt aia pe, din primii hibrizi la care te-ai referit? Da, adică nemuritorii. Nemuritorii, da? Da. Apoi, ce rasă? <coughs> Cu cine vorbesc? Cu mine, Leonora. A plecat? da, plecat ca tras de ceva. M-am chinuit să-l țin uh -huh. <coughs> Nu-l lasă să vorbească. nu lasă să vorbească, da? Nu. No. Uh -huh. Partea subliminală știe din ce proiect e venit cu... venită cu... Deci partea originală a proiectului știe, da? Uh -huh. O știe și numai că au degenerat lucrurile. Asta mm -hmm. am citit-o și la. Uh, Siber... da. Sib, Sivonius. Sivorius. Cristina? Da. Ah. Credeam că nu mă auzi. Așa. Deci a degenerat lucrurile. Ei au semnat un contract cu Consiliul ăsta ce ne-a spus. Și lucrurile au degenerat. Un contract de intrare, cum ar veni, da? Pe Deci, 3D. Ca, să, ca să lămurim și să înțelegem, pentru că am citit câteva noțiuni în scurtul timp cât a stat să-l canalizez, era ar fi spus, ar fi colaborat, mm -hmm. ar fi spus multe, dar asta este. Fiind legat de ceea ce este legat. Deci ei vin din, dintr-o dimensiune și de pe o linie de viitor a Pământului, da? da. Deci vin din viitor, în trecut, cu toții cei 15, ca să îmbuneze lucrurile pe aici, să salveze. Așa uh -huh. au venit. Da? Uh -huh. Mai că lucrurile au degenerat. Deci odată ajunși în densitățile astea, deci i-au cerut lui să se <coughs> să-i protejeze, adică l-au contaminat pe el, știi? Și l-au convins uh -huh. să se împartă în 14 bucăți, în 14 uh -huh. Compoziți. Fiecare, uh -huh. deci, cum să spun, care își formează un fel de fals suflet social în corpul da. în care se duce și îl uh, domină împreună cu partea uh -huh. subliminală, da? Uh -huh. Deci, practic, uh, el lucrează pentru entități fără să știe acum. Da, asta Nu am Mai trebuit, lucrează da? pentru părțile subliminale de mult, da. Uh -huh. Iar experiențele, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, înțelege să se producă, um, au, de, au degenerat în carme omenești simple. Uh -huh. Păi de că, uite, treia să cel puțin în viața de până acum, nu? Să implementeze o ideologie de salvare a oamenilor și până la vârsta asta partea fizică n-avea nicio ideologie, da? Da. Dar să mai implementeze. Da. Nu? Da. Aș vrea ca și Sivorniu să asculte asta, adică aude, da? UDE, sigur că da, da. A, și stai că e la ușa asta. Începe să se întrebe dacă lucrurile sunt așa cum mi-au explicat ei, da? Mm -hmm. Începe să se întrebe acum de ce o are accepta să fie împărțit în uh, 14, 14. și de ce nu le s-a dat o karma să fie toți la un loc toți uh -huh. 15 și să fie un fel de lider în corp de carne întreg cum ar veni. Uh -huh. Și zic că ea întreabă pe cei cu care a încheiat contractul uh -huh. și spune că este prea Te Zic că tu ai renunțat și voi ați renunțat la linia voastră din viitor ca să veniți să vă ajutați Semeni. sufletele de asemenea în trecut. Și au ajuns Ia uite-l pe el cum a ajuns, pe Sivornius, și părțile subliminale. Deci, se inter el a ajuns spart în 14 bucăți și interferând părțile subliminale. Da. Și ex aș vrea să se uite și partea subliminală și Sivornius în timpul. În, în, deci, într-o secvență din viața fizică, aici cu partea da. subliminală, în plan ezoteric, ce se întâmplă? când ei experimentează. Deci ce se întâmplă în planete? Tot ceea ce face solicitantul nostru ca parte fizică este monitorizată. Uh -huh. Și câteodată, deci, intervine alături de sufletul lui în acțiune, cum ar veni. Uh -huh. Și modifică rezultatul, da? Uh -huh. Dacă este chemat, spun, deci ei se implementează, da? Cine intervine? Sivornius? Da. Uh -huh. Dar Sivornius intervine conștient? Știe de ce intervine? Adică nu face bine partea subliminală și partea fizică în care e partea subliminală ceva și modifică ce? rezultate? El am Ele amândouă, cred că el stă și se uită, dar de fapt și Sivornius însuși, deci vede că a intervenit. Ah, uh -huh. De fiecare dată și a modificat uh, rezultatul în uh, sensul nefavorabil. Uh -huh omului fizic, da? A lui da, Iulian. Da, da. Păi asta ce determină lucrul ăsta de nu-și de seama niciunul dintre ei? Adică filtre. există filtre. Da, da. Energie se duce undeva de la partea subliminală? Plec de la acolo? partea subliminală se duce întotdeauna la Sivornus, că Așa. este legătura suflet-suflet, da? Și apoi Așa. de la Sivornus? De la, la Sivornus se duce la un fel de centru, da? Unde un fel de centru unde este studiată, da? da. Și apoi stocată. Uhum. Sunt ca niște recipiente, da, dintr-o materie moale, cum ar fi un silicon transparent, și cum să spun, sunt ca, nu știu, ca gentuțele la care tot le vedem. Uhum. Dar mai stilizat, ca o trusă de ceva. Da văd uh, aceste gentuțe, deci în momentul când uh, sunt acțiuni militare undeva într-o zonă, deci militari din aia cu costume bățate, da. sunt în avion în spate întotdeauna. Uh -huh. Pentru că vezi tu, mare parte din uh, oștile astea cum ar veni, nu sunt suflete. Uh -huh. Sunt clone aici, da, sunt uh, fără suflet. Uh -huh. Chiar dacă arată ca ar niște băieți tineri, au fețele crunte, un pic de zâmbet n-au. Uh -huh. Înțelegi? Și pare este stocată, le se face un fel de infuzie prin niște aparate, cum ar veni. Uh -huh. Un fel de regenerare. Mm, din gentuțele astea cu, de, de, care au fost luate, adunate, da, așa de la sunt păr, păr subliminat. Așa sunt, așa de groase. Da. Deci astea sunt bateriile, da? Folosite da, da, da. baterii de realimentare, de alimentare da. a clonelor. Da. Am înțeles. Ce spun acum? Mă interesează partea subliminală și C4 News. Acum realizează de ce s-au întâmplat multe lucruri, da? Mm -hmm. De ce partea subliminală în corpul ei fizic, deci se trezea după somn, să spunem, dacă dormea poate obosit. De la ce sunt uh, poate și acele dureri de oase, da? Uh -huh. Pentru că acțiunile fizice ale militarilor cu săr sărituri și așa mai departe sunt uh, destul de complicate. Bineînțeles că și partea noastră subliminală are o clonă militară. Uh -huh. Acum l-am deosebit. Dar nu stă. Uh -huh. cum... Nu pleacă acolo decât de energie. Da. A însuflețit-o și basta. Înțelegi? Uh -huh. Nu stă sufletul lângă ea. Uh -huh. Așa. <coughs> Apoi deci ele își dau seama acum, aceste două compozituri și partea noastră subliminală, își dau seama, înțeleg, proiectul. Mai, de mult, fapt... decât, mai mult decât atât, uite, am mai observat un lucru. Deci Sivornus însuși are un gen de corp da, pe care îl alimentează, ca și cum compoziții lui ar avea o proiecție energetică de tip puzzle și sunt îmbinate într-un corp uh, uman, da? Uh -huh. Și acolo, în acel corp uman, pentru că este un fel de conducător uh -huh. al acestei trupe de elită, deci se duc uh, energii direct. Nu mai trec prin acele stocări baterii, uh -huh. da? Uh -huh. Prin el, prin, sigur, nu se aduc energia acolo direct. Uh -huh. Energii care sunt strânse și de pe părțile subliminale. Uh -huh. Asta întrebam ei, ce părere au ei de bine, ceea ce proiectul în care sunt băgați sau nu prea e de bine? Spune că ei au, ei sunt alumini, dacă să sunt luminate, deci ei vin dintr-un viitor, Înțelegi? În care spiritualitatea omenirii a atins cote înalte, da? Uh -huh. Și uh, se numesc aluminii. Uh -huh. Așa, și... Și a... adică din aluminii să ajungă să alimenteze, spune, clone care duc războice aceste Totalmente împotriva principiilor lor. Deci uh -huh. sunt multe semne de întrebare. Uh -huh. Păi, avem ocazia, dacă vor, să mergem înapoi la când au semnat contractul cu Iluminati și cu toția care erau acolo. Să mergem înapoi și să le spună câte ceva dacă au de spus acelor Iluminati. Da, putem merge și, da. Să vedem totuși de deci ce ei au spus că vin din uh, Tera din viitor, da? da. Uh -huh. E anul 3, uh -huh. Aproape de anul 4000, deci s-a început acest uh, proiect. Uh -huh. Deci cei care au făcut experiențe aici pe Tera, deci se întorc în timp înțeleg și modifică situațiile, da? Da, da. Așa ar fi trebuit. Da. Adică deci, în bine. Da, ei sunt, sunt cu cum să spun, cu un fel de construct care seamănă cu o navă, dar nu e navă. Este total biologic, ca și cum e vie navă, făcută mm -hmm. din energia lor. Deci, se cheamă, se întâlnesc într-o densitate intermediară, da? Mm -hmm. În care au acces ăștia din Consiliu și entitățile și nu sunt sincer, nu-și expun planul, bineînțeles. Uh -huh. Bineînțeles că șopârlele, na. Au priceput. Deci, da. Au citit. Deci spune că nu are cum să vină fără să aibă un plan, da? Uh -huh. Și le pune niște condiții drastice, cum uh -huh. are, da? Uh -huh. Deci spune, deci fiecare parte subliminală să fie supravegheată, să nu strice ordinea, de fapt, da? Uh -huh. Și întreabă cine este responsabilul, cu el se discută și spune tu nu o să ai un singur corp, mm -hmm. o să vă încarnăm, o să vă acceptăm încarnarea, o experiență cum ar veni, mm -hmm. după care vom lua o hotărâre dacă o continuați să vă expulzăm cum mm -hmm. ar veni. Ei acceptă de bună credință ce zic. Venim pregătiți cu atâta conștiență din anul 399 și așa mai departe, că putea să-i învingem veștea. Noi, da, 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 care va de cozonacul lor. Mm -hmm. știi? Așa. Mm -hmm. și... Deci, ei, practic, aveau planul ascuns ce aveau de făcut și au zis, da, mergem așa pe ce zic ei, zicem da. ca ei, și apoi da. noi ne facem treaba noastră, da? Da. Da. Mm bineînțeles că gruparea asta care a venit cu 15 de da, deci a pus ca și condiție să fie împreună da, uh -huh. pentru că au pus condiția să fie împreună așa deci practic i-au încarnat împreună în modul în care spune ei au găsit da? uh -huh. adică ca să fie 15 părți subliminale împreună Asta înseamnă ori o familie cu ramuri mari, da? Mm -hmm. Or, ori un fel de instituție, da? Mm -hmm. Și i-a dus ca orfane. Mm -hmm. Belgia au fost prima dată mm -hmm. în Carnaz, da? Au crescut și apoi, încet, încet, au fost atrași spre acele trupe speciale din Franța. Regiunea mm -hmm. străină, Da. Mm -hmm. <coughs> După ce și-au terminat experiențele la vârste fragete, toți s-au adunat părțile subliminale oripilate uh -huh. de ceea ce au trebuit să facă în acea viață. Da? Da. Mai mult decât atât, patru dintre ei n-au terminat experiența sau s-au sinucis. Uh -huh. S-a făcut chiar așa un fel de critică de superconsiliu și i-a spus că, da, el s-a descurcat, unii s-au descurcat, dar la alții nu. Și nu prea mai sunt de acord că să stea pe aici, ar fi bine să plece, știi? Uh -huh. Fii atent. Și, deci au jucat la caceal mea, cum Mă întreb da. dacă, dacă ar fi zis, dar ar fi plecat, lasă că vedem noi. Așa. Da. Și atunci le spune ca responsabilul să îi supravegheze pe toți. Uh -huh. Adică cumva să rămână într-o densitate cu ei neîncarnat. Da. Și Spune că un ofițer superior, cum ar veni, nu-și părăsește trupa niciodată și uh -huh. i-a venit ideea asta. Bineînțeles că era contaminat și era insulat uh -huh. de ideea. Deja a primit-o ca un program de afară de la ele, știi? Da. Și că s a continuat așa. Uh -huh. S-au continuat așa, dar acceptând din nou încarnările, uite să mai uită. Omit! Da. Să mai pună condiția de bază să fie împreună, astfel încât ei iau și se pară pe tot globul, cum ar veni. Uh -huh. Mai mult decât atât, manipulează iar spațiul și timpul, pe sinucigași îi pune într-o linie arhaică, super arhaică, uh -huh. așa și deci liniile sunt răsfirate. Deci, deci nu, nu sunt în același că... timp. Nu, nu. nu. Uh -huh. Deci i amestecat de de a amețit, de numai, da? Da. nu mai știu unul de altul și nici chiar Sivornius nu mai știe ce Aha. e cu ea. Este singurul care mai poate să țină oarece legătură, da, uh -huh. pentru că oricât ar filtra, deci compoziții, oricât ar fi de adormit și pe orice linie temporal, o legătură între ei au, uh -huh. Aparțin lui asuflet. Da? Uh -huh. Deci cumva slaba informație și mai venea de la asta, de la uh -huh. el. De la Iulian? Nu, de la Sibornius. De la Sibornius. Păi, au. Deci, au posibilitate. Deci, proiectul pentru care ei au venit este falit, da? Total, nimic. Ba mai mult, a fost deturnat într-un fără de hal Are posibilitatea Sivornius, acum, când ajung la acel Consiliu pentru prima dată. Să no. le spună că nu mai face niciun contract și nu mai vor să facă nicio... niciun proiect. De să spună, practic, că Pământul nu este creația lor, da? că părțile subliminale au dreptul la experiențe libere prin creație, pentru că și Pământul este creație a sursei mame divine, da? Și nu a lor. Da. Așa, deci au dreptul la experiențe fără să fie monitorizați, fără să se împartă el în compoziți și fără să ceară aprobarea nimănui, da? Uh -huh. Nu-i teritoriul măsalu, mă scuze, a entităților și a umanoezilor, uh -huh. da? Ne spune? Da. Ce se întâmplă? Se întâmplă că dintre cele 15 părți subliminale cu tot cu el, cum ar veni. Uh -huh. Așa mai sunt numai trei care trebuie să-și ducă viața la sfârșit. Adică... Restul, restul se retrag. Ok. Deci nu mai intră în proiectul ăsta, rămân doar cei trei iulianci și încă două, două da. părți subliminale care sunt în experiență fizică da. în momentul da. ăsta, da? da? Bravo! Aș vrea ca... Una, una este în Baku, da. în Rusia. Așa îmi vine uh -huh. Zona rusească. Da. Așa. Și una este prin Noua Zeelandă. Uh -huh. Acum a... Noua Zeelandă este destul de în vârstă. Uh -huh. în cu o puștoie care are 11 ani. Vreau să transmitem informația la aceste, la toate părțile subliminale. Da. și cei care nu mai sunt și cei ăștia doi care mai sunt, da? Sivornius, aș vrea să-i transmitem lui Sivornius toată informația pe care tu o ai, Cristina. Da. Da? Și părții subliminale. Da, ca să -o, 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 o acceseze pentru că e în conștiință. Uh -huh. Deci, cum să spun, numai să se ducă pe mine cum ar veni pe ceea da. ce emit eu în conștiință ca informație, ceea uh -huh. ce dau și ceea ce preiau pe canalul meu de schimb. Uh -huh. da? uh -huh. Deci, Sigur că da. Okay. Acum el este întreg și nu mai este da. atașat de partea subliminală. Da, de nicio parte, da? Da, da, da de nicio parte că este acolo. Bine. Cu el. Acum mai urăm lui Sivornius drum bun în conștientizare. Trimitem Vaca... iubire, multă iubire și saluturi uh, semenilor noștri și nouă înșine acolo în viitor. Da. Și, da. Așa și spunem că uite, noi, noi de ăștia care suntem treziți lucrăm pentru așa ceva. Uh -huh. hm. Și spune că asta i-a și încurajat să vină încoace. A văzut că nu toată lumea doarme. Uh -huh. Uh -huh. Când au vrut ei prima dată să vină, da? Da. De-au nimerit la entități. Ok. Acum, Cristine, ne luăm la revedere de la Cipornius. Și acum suntem cu partea subliminală aici și acum. Da. Hai să vedem... Uh... să facem un pic de curățare da, de... Emoții, da, asta vreau să spun. Corpul așa. energetic, da? Da, da. Corpul energetic pentru că sunt niște modificări, înțelegi? Mm? Este un fel de scorbură în partea din spate, ca și cum mai băga o mână până sus în creier, știi? Da. E, ca o rană așa deschisă și un pic uh, lăsată partea de jos, știi? Da. De acolo, cum să spun, se găzduia în acea structură energetică compozitul, știi, și acționa. Uh -huh. Așa, deci este nevoie să-și refacă. Da. Să scoată îndoiala, în primul rând. Da. da. Slabă stimă de sine. Să cheme în fața lui și... Ființa falsă de lumină care mm -hmm. s-a a plecat, știi? Toți se a da? Da, asta e în urma contractelor religioase pe viața asta, da? Mm. Așa, noi am dat așa de mare importanță că aveam altele mai da. grave. Da. Bun. Este un fel de șarpe energetic, un fel de cum să spun, un super cablu cu tot felul de filamente, toată coloana vertebrală până mm. sus, la spate. Știi? Deci da. era întrerupt mai de acea fantă, gaură mare, așa da. era. Da. În fin, așa. Deci să scoată tot acel implant. Pentru că a șters toată linia temporală până la viața asta, că nu putem da. să o ștergem și pe asta, da? Da, da mai știi că ne-o cerut cineva că să ștergem și pe asta. Da. În fine. Așa. A, te refer la persoana care a zis dacă facem sesiune să părăsească, vrea să vă și părăsească viața asta? Nu mai știu. În sfârșit, hai, are importanță. Cristina? Da. Uh, deci, Scoate cablul, implantul ăsta, energetic. Da. De că se băgăse mintea, știi? Uh -huh. O matură, asta uh -huh. fac, fac curățenie. Bun. A scos acest uh, platband, pot să-i spun, curean, nu știu, cum să-i spun. Da. Așa. Deci, depozitul ăla de la șold până la urmă, s-a dovedit a fi un fel de gentuță pentru compozit. Uh -huh. Așa. Să-și taie toate legăturile de pe viața asta. Da. Deci, a scos îndoiala, să scoată fricile, da? Mm -hmm. Deci, are o frică de a schimba iar și iar mediul. Pentru că mm -hmm. a trecut prin multe schimbări, da? Mm -hmm. Așa, nesiguranță, lipsă de curaj, toate astea mm -hmm. bine că erau și. Deci, se afla în fața unei situații că trebuia, de exemplu, să negocieze ceva, da? Da. El mergea pregătit ca și om fizic, uh -huh. da? Cu partea subliminală în leg, regulă, cu mintea pregătită pentru acest lucru și atunci el îl puneau pe compoziție să înda, să intervină, înțelegi? Și să-l facă să șobăiască, să nu dea răspunsurile care trebuie și așa mai departe. Uh -huh. Și practic, Practic toate astea solicitantul nostru le punea pe seama faptului că se pierde emoțional, dar da. nu era așa. Practic acele emoții emise nu erau al lui, nu le emitea pentru că este un caracter slab. Uh -huh. de da, așa era intruziune. Era, era impus schimbarea din afară cu ar veni, Da. da. Bun. A curățat, a, a identificat aceste emoții da, la dat afară. Și toate alte emoții nebenefice și programele aferente mm -hmm. pentru că sunt, uh, care le derulează, să le dezinstaleze total. Mm -hmm. da? Bun. Deocamdată suntem uh, bine cu partea subliminală. Este destul de luminoasă, mm -hmm. așa îmi spune că karmatic vorbind, dar avea o datorie la fosta soție, știi? Uh -huh. Cea care n-a fost, practic. Uh -huh. e, acum câteva vieți, știi cum s-au, au decurs uh, carmele, da? Uh -huh. Deci au fost frați și <coughs> a lăsat-o cum ar veni pe drumuri, că era hrăpăresna, uh -huh. știi? Adică lua și partea ei din avere, știi? Uh -huh. Și cei au trimis uh, grijul ei, știi? Să plătească. Să plătească, tot trebuie să plătim da, noi da, ce am făcut, da. și de 10 ori și de 100 de ori ce n-am făcut. Adică, da. pentru ce am făcut să plătim, da? da? Și a trimis aici. Uh -huh. uh, vreau, cu fdl ce facem? Mai stă partea subliminală cu fdl -ul? Nu să-l scoate în față, deci să-l cheme practic, așa, să-i ceară contractele, da? Contractul mare cu contract. contractele, da? Inclusiv care să cuprindă toate ritualurile religioase de Uniune și așa mai departe. Așa, spune că, uite, câteodată, deci și contractul de concubinaj, deci faptul că stai fără cununie. Uh -huh. Să știi că tot la o tot la ființă de genul asta faci contract. Păi, Așa contractele? Da, da. Deci nu este un uh, înger sau ceva așa. Mm -hmm. Este o mantidă. A, am înțeles. Deci da. FDL-ul era da. o mantidă. Deci știința falsă de lumină era de fapt o mantidă care avea hologram, o fustă de lumină. Mm -hmm. Și arăta ca un fel de zeiță luminoasă, da? Mm -hmm. Dar e mantidă toată ziua și toată noaptea. Mm -hmm. De ce și-a pus așa holograma asta e întreabă? pentru arhetip. Spune a -a. că încă nu înțelegem. Deci, cum să spun, arhetipul unui suflet care a stat în program religios în partea asta a Europei, deci conține niște programe care sunt cum ar veni hardul de bază, da? Uh -huh. Pe soft se instalează, dezinstalează, dar uh -huh. pe hardul hard ul de bază deci rămân și se activează anumite zone, cum ar veni, știi? Da. Și atunci, deci, partea subliminală trebuie să recunoască subliminal o ființă de lumină care ține legătura cu oarecetată și vine din ceruri, nu? Hmm. Așa încât mantida trebuie să arate în felul ăsta. Da, adică că... ea a fost de serviciu, da? <coughs> adică ea trebuia să avea responsabilități în program. Și de asta da, a venit. Da, da. Trebuie să e arhetipul ăla. Ha, da. Bine. Da. bine. Să dea cu, anamant cu Anamantida ce i-a produs i -a asta, înainte să dea contractul uh, legat de relațiile care le-a avut. I-a blocat energia sexuală. Uh -huh. <coughs> deci, cum să spun, are un fel de lipsă de dorință de a avea uh -huh. foarte rar. Așa îmi spune partea subliminală. Nu este. Deci fire, să spunem, pentru vârsta lui, așa, mm -hmm. dar și în celelalte. Adică, el a preferat întotdeauna, cum să spun, să descopere femeia ca om, știi? Mm -hmm. ca, da, da, n-a pus ca accent, suflet, n -a pus accent a foarte mult pe latura asta, știi? Dar ei, când s-au încarnat atunci, au avut un fel de pre-contract, știi, în care specificau toate astea, inclusiv. Mm -hmm cum să spun, să nu producă urmași. Mm -hmm. Deci n-a avut niciodată. N-a avut urmași. De la, de la contractul la încoace, n-a avut niciodată urmași. Și niciunul dintre ei, da? Mm -hmm. Adică să nu fie uniune să atragă chipul da, da. Să dezvolte atașamente pentru alte ființe, da? Mm -hmm. Da. Cu... <coughs> Cu solicitanta noastră s-au întâlnit, de exemplu, solicitanta noastră ea a fost mamă într-o viață, da? Mm -hmm. Și dacă ea a fost mamă, cum să spun, aveau o... el, dinspre el, spre ea, era o legătură umbilicală. Da. Când am făcut așa, s-a tăiat acea mm -hmm. legătură umbilicală. Multe de asta dintre... comportamentul da. din copilărie, că da. se ținea după da, sora. Adică... Era, cred că, una dintre puținele vieți în care s-a simțit mai în siguranță, da? Uh -huh. Și atunci, recunoscând o energetic vorbind, da. recunoscându-i energia, partea subliminală a lui levita spre întotdeauna. Uh -huh. Se simțea ca în pânte cu lei, cam, uh -huh. ca atunci când și l Și în nascut. siguranță. Ui, da, și în siguranță, da. Uh -huh. Am văzut. Ok, de contractele, madame? Vreau să spun încă ceva, dată mm -hmm. contractele, că okay. părțile alea când nu putea să respire bine mm -hmm. și tot ce se întâmpla era când era mare aglomerație în corp. înțelegi ce spun. Adică era și Sufletul și Compozitul. Compozit. Da. Adică Compozitul se suprapunea peste Suflet, da? Mm -hmm. Și bineînțeles că are un fel de gândac aici. Mm. Așa, acum curățându-se de tot, știi, se vede A ieșit da. un fel de scarabeu așa mare din cel mm. de-al treilea ochi Așa, deci pus în fund de partea asta Deci este ca o contaminare pe sinuși, din punct de vedere fizic da. Așa, care dă probleme respiratorii, neumplerea, știi, uh -huh. prin respirația plămânilor, prin respirația corectă pe, nar, pe nas, așa, și, bineînțeles, blocarea capacităților. Vezi că deja el este destul de deschis la problema uh -huh. asta, face, simte lucruri, dar se putea și mai mult, da? Uh -huh. Gândește că vin din viitor unde abilitățile lor nu mai sunt frânate, da? Da, da. da. Hai să ia contractul și să-l arătă. Să-l adică întâi să-l verifici. Da, să să, să studiem și cărăbușul ăsta. Uh -huh. Este chiar curios. Știi de deci ce da. este ca l despicat în două, așa. Da. Este ca o mică mașinărie, da? Uh -huh. uh, cred că are cel puțin 4-5 minicamere de la vedere, da? Cum oh. să spun, aceste minicamere de la vederi se pot plimba mobil. În uh -huh. deci afara se... carabusului? Da. Nu, înăuntru corpului. 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 Ah. Înăuntru uh, corpului, sigur. Uh -huh. că sia l să, ating, monitoriza, să, lua. să monitoriza, da? Practic să ardă contractul cu Mantie, da, mm -hmm. da. Și să scrivească, să... să-l facă praf pe cărăbuș cu camere. Da. Cine pusese cărăbușul? Al cui, cui aparține Mantidei, a făcut Din Este dintr-o viață practică între, da? Uh -huh. Cu continuare în viața asta iarăși, știi? Mm -hmm. Deci a patra, a cincea viață după, de la început. Mm -hmm. Pentru că ei, practic, nu au făcut, uh, ai văzut, cum am spus, o viață și încă una. Da, și da. Au făcut mai multe, au fost vieți scurte, au fost pe linii temporale, deci șase vieți. Da. Mm -hmm. Mm -hmm. Practic Ok. La Să... partea noastră subliminală sunt șase, da? Da. Ok. Deci a ars contractul? Da. Expediam da Așa. Uh... Acum se elimine tot, da, absolut tot uh -huh. ce ne aparține uh, corpului fizic și structurilor uh, energetice. Absolut tot afară. Să se umfle, nu? Da, da. Mai e și un fel de buton din ombilic, mm. Ca un sturel o capsă de aia la care s-a rupt partea de jos, unde o bătea mm -hmm. în material, știi? Gata. Deci, tot era sistem de la mantidă, dar nu și-a luat-o, vezi? Mm -hmm. de asta de câte și... sunt ele de șmechere? Da, ceva las în urmă. Mm -hmm. Acum, partea subliminală, Cristina, cum e? Luminoasă? Conștientă? A, i-au mai are, mai are încă filtrul între ea și spirit, mm -hmm. între ea și partea eterică. Mai este un fel de plasă superfină, da? Mm -hmm. Un fel de structură de atât de fin executată încât se confunda cu structura originală. Să se umfle din nou <coughs> Cea nu, să o extragă. Să o extragă. Să o extragă, da. Deci, ca și cum ai, ar trece, știi, părțile astea subliminale, și vin, trec dincolo de domn, printr-un gen de portal, ar așa și ceva cade, știi, ca o ghilotină și uh -huh. capsează pe toți, le bag acest filtru. Uh Aha. -huh. Da? Uh -huh. Deci au tot felul de sisteme da, da? Da, da? de interferare, da, și, de și mine, Da, zice că e filtrul de non-contaminare, uh -huh. adică e un fel de structură eterică, eterico-sufletească, care emite ceva în corpul fizic și nu se contaminează, auzi? Ci păr. Cine nu se contaminează? Partea subliminală? Da, da. Care vine din nivel da, mai înalt da, intră da, aici da, da. și ah, a, înțeles. Deci ce ei sunt entitățile, da? Părțile subliminale. A extras această plasă? Da, da. Ce face cu ea? Arso. Arso, așa. Deci ca și partea subliminală trebuie să vedem de unde vine, de fapt și de drept că am văzut că a sărit uh, de pe o linie temporală din viitor. Da. Iar uh, acolo de unde venea? Uh -huh. Toți anii ăștia au experimentat pe Pământ. Deci, da. ei au, fu au fugit cumva în viitor. Am înțeles. Deci, ei au fugit pe o linie temporală? Cât sunt? Da. Mă interesa asta de unde au venit da. din viitorul ăsta. Da. Deci, în. Uh, din anul 1999. A? Da. Nu, din anul 999. Da. Așa au fugit în 3999. Da. A deschis un fel de falie, da? Da. Câți Așa. au fugit? 30. Deci, 30 odată au plecat prin falia da. asta, în 1999. Da. Dar să vezi cum au plecat. Deci, entitățile au deschis <coughs> falie temporală ca să bage ei ceva, da? Mhm. Uh -huh. Niște utilaje mari, grele, un fel de. în fine. Da. Și ceva care are legătură cu vânturile. Uh -huh. niște, ca niște copaci uriași, găuriți, da? Cu multe așa, ca un trunchi de copac fără frunze, fără uh -huh. coroană, așa arată. Utilajele. Mm -hmm. Deci, eu le avem și ăștia fug. De ce? Unde de... erau pe tera ăștia, 30? Au fugit uh, ca păr subliminale, nu cu corp fizic. Ba, cu corp fizic au fugit. Cu corp fizic, asta mă întrebam. Da, numai întrebat. că la uh, când au intrat în, uh, în falie, practic, uh, corpul fizic n-a mai trecut dincolo de mm -hmm. apa ge a trecut numai sufletul da. Da. dar au știut să ghideze dar pe unii dintre ei au prins într-o densitate pe alții într-o densitate uh -huh. deci ei cumva au reușit ăștia 15 care au venit înapoi uh -huh. așa deci au sunt Și să o ajungă parte toți de... într-un loc sunt și care s-au recuperat știi ah. uh -huh. da. deci și deci... care au ajuns au ajuns în dimensiunea asta dintr-o linie temporală din da. viitor. Și și cum să-mi primiți. deci mm. Deci sunt primiți cu iubire, sunt primiți cu considerație, dar sunt ținuți separat ca pe mai multe. Adică, de ce? La contaminare chiar, acum. Din anul 999, gradul, cum să spun, sunt, se, sunt ținuți la reeducare. Mm -hmm. Gândește-te cu ce vin din noastră da, nu da, da. Ca educație, ca. Deci, eu ți-am spus că se întâmplă ceva cu anul 1000. Aici e ceva dubios. Mm. Deci, aici nu știu. Deci, eu am văzut la, în anul 1000, practic, majoritatea cronici sunt foarte puține lucruri istorice înainte mm -hmm. de anul 1000. Înțelegi? De aici încolo parcă începe istoria. Mm -hmm. Foarte așa că au fost, ca. Deci poate cineva să pună cap la cap istoria asta, că toate relatările și documentele sunt dintr-o singură iugă. Uh -huh. Deci este un amestec aici. Uh -huh. Deci între 999 și 1000 eu cred că s-a deschis falia uh -huh. și s-a schimbat cursul istoriei. S-a intervenit tare cursul entității. Adică da, s-a intervenit tare, da. Uh -huh. Și eu cred că ei fac asta la fiecare... Păi asta mă gândeam acum, 1000 de ani. Deci da. la 2000 au deschis iarăși? Da, cred că da. Mm -hmm. Nu, în 1999. 1999. Te-am da. zis că ai văzut cum mi că mi apare ca an. Da, da. Da. Deci iar au upgradat și a venit explozia. Da. Au upgradat uh, programul în care vor să ne bage acum, da? Nu a ordine mondială. Eu nu sunt de acord cu nu Nu la... noi. Știi de ce? Omenire. menire un pic. Deci, voi vedeți cât de fanatici sunt arabii, da? Mm -hmm. Și ce fac pentru religia lor. Voi credeți că arabii aceia fanatici vor accepta vreodată o religie unică? Păi îi scoate, le dă, îi vaccinează, Cristina, sau altceva. Nu, ei nu vor accepta. Noua ordine mondială este pentru lumea civilizată, nu este pentru lumile astea. Da. Nu au cum să adere, deci este, cum să spun, mai aproape de ceea ce a însemnat, să spunem, creștinismul și ramurile lui și poate budismul care și elemente de acolo și așa mai departe. Da, Cristina, dar, dar vezi că dar planul e o... destul de complex făcut, da? Și arabii ăștia, ce planul de migrație de, care i-au adus spre civilizare sunt de foarte mulți din țările că europene. Arabii, și departe. Să... arabii doar știm că există planurile, cum e calergii și mm -hmm. așa mai departe, că trebuie să dispară rasa albă, da? da? Pentru că rasa albă nu trebuie să le facă concurențelor, înțelegi? Mm -hmm. Deci dispară rasa albă, ca asta e unei civilizații care a plecat de pe Terra, da? Da, da. Și trebuie să domine civilizațiile. Cei care mai sunt activi. Să nu mai spun hm? altceva. Ok. Deci Cristina am văzut, deci a primit, au, ple... au scăpat 30, 15 ăștia au ajuns acolo, i-au ținut în carantină în 3099. Da. Cum au ajuns ei să plece înapoi, să, vor să, să, să vrea să vină înapoi, să intervină în trecut? să îndrepte. E, acum ai ultima piesă a puzzle-ului și mergem în anul 999 înapoi la ei. Da. Când se pregătesc să treacă prin fale, da? da. Vreau, vreau, să, spun că oamenii ăștia care îi văd eu aici nu au nicio legătură cu civilizația care există pe Terra, da? Uh -huh. Deci ei iar sunt căzuți Printr-o falie spațio-temporală și vin din altă parte. Da? Deci, nu sunt oamenii din, de acolo, dintr-o comunitate, dintr-o nu știu ce. Nu, nu au vieți, n-au trăit, da? Uh -huh. Deci, ei, în primul rând, îmbrăcămintea lor este super modernă, da? Uh -huh. Și au un, au un vehicul care este aterizat mult mai în spate. Este o, o zonă frumoasă, așa, jungloasă. Uh -huh. Înțelegi? Cu, cu râulețe, cu multe păsări colorate, animale, ceva în Amazon, știi? Mm -hmm. Așa. Ei au trăit o vreme aici, mm -hmm. văd un fel de corturi, să spunem, din par, din bețe mm -hmm. și așa mai departe. Cu ce au avut de mână, mână acolo. De -au, cu niște, așa au trăit, dar nu aparțin de aici. Nu aparțin. Nici timpului, nici locului, nici... nici deci faiet. au trăit cât au trăit pe terea după ce au aterizat cu nava? A, probabil că a fost o, un naufragiu naufragiu un un... din ăsta? Deci, de la punctul de destinație, înțelegi, mm -hmm. până la uh, momentul când ei fug prin altă palie, mm -hmm. așa și șuntează iarăși liniile timpului, uh, trec uh, în zilele noastre terestre, uh -huh. 40 de zile, uh -huh. în anii de unde vin ei, ca așa, 3422 de ani. Uh -huh. deci ei vin deci ei de ce ei au la... stat pe pământ, practic, 40 de zile? Pe pământ au stat 40 de zile, pe 3D. dar în 3D. Nu, pe pământ au stat, practic, 3422 de ani. A, deci era 40 de zile. Dar la ei nu țin timpul terestru. Tu mă înțelegi Aha. că n-au nicio treabă. Aha. Ei trăiesc în uh, asta, dar nu țin cont de timpul terestru, Aha. da? Iar pe, în partea lor acolo au trecut uh, 40 de zile, da? Hmm? După care li se schimbă programul. ăștia splimbați plimbați de cineva păi, până atunci... la urmă. Da, da ăștia plimbați de o supercivilizație. Sigur. Și asta cu 40 de zile știi unde duce, mm -hmm. da? Duce la civilizația lui Dumnezeu, da? Mm -hmm. Aici ne oprim din a sări de pe linie pe linie, că deja ne-am făcut -o. Da, Am și partea subliminală să cheme în fața ei, acum și aici, în acest moment, pe cine dirigează să sară de linie mm -hmm. responsabilul acestui program. Da, a venit o hologramă. Deci nu se deranjează personal, înțelegi? Uh -huh. Și este domnul cu tridentul, știi? Uh -huh. este... Poseidon. Poseidon, așa. Este Zeus. Nu, nu, ăla cu Poseidon, Poseidon care e din universul aquatic, Da, este din universul aquatic, a șterpelit sufletele astea de la frățior Așa? Da. Și le aruncă așa prin uh, linii ca să ca să Da, când le găsește, le schimbă spațiul, timpul și locul, da? Hmm? Câte uh, suflete? 30 a șterpelit? Da. 30, mm -hmm. da, da. Mm -hmm. un, uh, un cumul, da? Mm -hmm. Care și acești 30, fii atent că a avut apartenență la un fel de some de îngeri. Și mm -hmm. deci au furat sufletele din îngeri. Da? Da, așa. Deci trebuie să ne întoarcem în timpul în care aceste 30 de suflete erau unge. au fost nu erau un gen era. propriu, erau un fel de some. some nu era, some. da, da. Ah. Așa. Să ne întoarcem în momentul când ei au fost convinși să intre în aceste some, da? Da, da. În real, ei, practic acum nu mai au decât un pic de ADN comun. Ia să-și cureți întâi ADN-ul, uh -huh. ca să nu mai poată interfera prin ADN și prin programe și prin rune scrise pe creier și așa mai departe, cum fac ei, da? Uh -huh. Totul așa. Tot ADN-ul să-și îl reclame din toate timpurile și locurile, din de pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, și toate esențele sufletești. Totul a curățat și l-a ingerat. Uh -huh. Deja s-a s-a zburlit, a venit holograma lui Zeus da. a ști, și a spus că în sfârșit a pus mâna pe ele uh -huh. <gânt> știi, așa la care partea subliminală spune că n-ai pus mâna pe nimic că eu îmi aparțin mie uh -huh. însă nici ție, nici, nici... nu poți să iei tu nu le știi așa Că nu mai acceptă să fie în stadiul de a citi some de îngeri. Așa? Și vrea să se întoarcă practic de pe planeta pe care a experimentat prima dată. neinterferat. În creație. Se cheamă NA, apostrof A-N-N-Ia. Nania. Uh -huh. Planeta. Da. Iar uh, partea subliminală, acolo ca și spirit, da. se numea uh, i mare. Da. Mic. Și un i de la care lipide uh, e. mm uh -huh. Da. Așa. Ok. Unde e planeta asta? Na, na, anie. În actualmente și la început în dimensiunea 6. Da, și ca galaxie, de asta e undeva sau e numai ca o dimensiune? Este ceea ce, ce este peste, să spunem cu dimensiuni uh, uh, mai sus, mm. a uh, din norul lui Magellan. Mm -hmm. Deci este din norul lui Magellan. Deci noi, noi vedem norul lui Magellan cu telescoapele și aparatele pământești conform dimensiunii din care ne uităm. Da, da. da. Deasupra există mai multe. Alte, mari. Da. da. Foarte deci noi în 3D, ne uităm da. cu instrumente 3D, cu inf și cu de organele de, de simț. 3D, vedem 3D, ce este în 3D, da? da. Deci, în 3D so. în, din, Mică parte, din densitatea din care te uiți, da? da, da. De pas, deci, o densitate mai sus dacă există viață, noi nu vedem. Nu. Vedem uh, planeta cheală goală. Da. acoperită de gaze și nu știu ce, da? Uh -huh, uh -huh. Sunt aici prin, și pe la noi, prin sistemul aici, solar, aici, da? toate astea de. sunt legate și de timpii planetei, da? da. Deci există și axa timpului, da? da? Deci, practic, tu de pe Terra te poți uita în trecutul planetei Pluto, să spunem, da. când ea avea masă gazoasă și se forma ca planetă și pentru că tu poți să vezi numai 0, 1, 2, 3 tu o vezi formându-se și o vezi gazoasă. Mm -hmm. Dar, de fapt, de între timp, da, pentru că nu corespunde cu a i-au fost populat și s-a distrus și civilizația, s-a distrus de tot, s-a refăcut și este... Nu așa mai departe. Da, un exemplu, nu da. că zic că da. e așa. Da. Ok. Da. Deci era aici, pe planeta asta, ce era? Umanoizi? Da, aveau avatare de umanoizi, mm -hmm. că nu, nu aveau corp fizic. Da, 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 avatare. Da. da. Um, ce Cum a ajuns să plece? De ce, a, de ce au plecat? De ce a plecat de acolo? Să ple au plecat ca să facă experiențe. Cum să făceau călătorii interdimensionale mm -hmm. și de atunci, da? Mm -hmm. Și una dintre. într-una dintre călătorii au văzut, de exemplu, Terra când era. Foarte bogată vegetal uh -huh. și animal, liniștită și luminoasă și populație puțină. Și au dorit să trăiască acolo, da? Uh -huh. um, au fost contactate de responsabili de atunci, de îngeri, da? da. Au făcut experiențe, după aia a convins, a dus pe stație și restul povestirii știm deja. Da, ok. Acum partea subliminală vrea să își mai păstreze această linie temporală sau vrea să o anihileze. Da, vrea să o păstreze. Da? Deci Ce păstrează din? A influențat de multe ori ceea ce exista în punctele și în spațiile unde a ajuns. Și uh -huh. în bine, spune, da? Mhm. Uh -huh. Și spune că ar vrea să șteargă linia temporală dacă lucrurile astea bune care s-au întâmplat când au venit în contact, de exemplu, venind dintr-un timp fabulos într-o civilizație aflată Hai. la... Da, i-au ajutat cum ar veni. Da, am e înțeles. Ideologic, ideologic, niciodată tehnologic. Da, da. Ideologic vorbe. Spune, da, cu condiția ca aceste lucruri să rămână, Da. Poate să-și decupeze, da, nu? Da. da. Să-și lipească. Deci scoate tot ce nu. Da. Și acum, și am originală, uh -huh. o suprapune peste cea din viața de azi, și acum. Acum zic și mie cât să ne are partea asta subliminală și cât A -a -a -a. de A -a -a. Știm de șase alea. A -a -a, vai, vai, vai. Cine? Cum să le calc? Da. Deci, ceea ce îi ții lui în ureche, nu da. este totdeauna nebenefic. Da. Fii atent, suntem mulți dintre noi care primim în stânga semnale. Deci, încearcă să comunice rasele noastre originale. Uh -huh cu noi, Dar dacă nu sunteți pregătiți pentru comunicarea asta, mai bine țineți-o închisă. Da. Sau dacă considerați că există vreo posibilitate de interferare. Deci, mm -hmm. În partea stângă primim semnal sau auzim obiecte căzând interdimensional. Ei transportă obiecte. Am văzut cum transport, da? Mm -hmm. Artughii mari, instalații da. sau obiecte mici, da? Sau da. obiecte ceea ce au necesar. Transportă, modificând liniile, apropiindu le desfăcându-le, da? Uh -huh. Noi auzim aceste găderi care avem sensibilitate. Ceea ce era în partea dreaptă și întotdeauna în partea dreaptă, pentru că este locul unde sunt uh -huh. localizate implantele fizice, de obicei, uh -huh. da? Ale celor cu cap în formă de inimă, dacă ei puneau mai des acolo și apoi alte civilizații, când ei au părăsit, s-au logat, știi, la. În dreapta, am controlat, da. în dreapta, am și eu. Da, da. implante de localizare, da? Da, da. Așa. Acolo se încearcă relocare de semnale. Activare, da? Da, activare. Uh -huh. Cel mai bine este dacă nu ești sigur pe tine, să nu comuniști nici în stânga, da? Uh -huh. Auziți, uite în stânga, să-ți spui, gata, iar a mai căzut ceva. Dar nu stai uh -huh. să te duci după ce a căzut. Că poate uh -huh. e exact de asta te poți Da, da. Se duce așa ca parte subliminat, Fi curios, te-ai logat și pe acolo să a venit ceva. Uh -huh. Așa C a ucat, dorisit. Da, da. Anule. Așa. Deși a lipit ă... asta. Cristina, unde sunteți văia? Mm, nu pot să spun așa. Vă aduc eu aici și acum? Într-un fel de punct, da, da. Număr de la 1 la 3, la 3 al meu, sunteți aici și acum. 1 doi, trei. Da. Ok. Deci, suntem cu partea subliminală. Care? Cum este acum? Frumoasă, luminoasă, liniștită, pentru că a înțeles ce cu ea. Mm -hmm. Adică a înțeles de unde provine, ce cu schimbările astea, ce cu... Mm -hmm. Aici ai de, cum să spun, să urmărești la partea asta, știi, să... Să-i faci vreo 30 de sesiuni mm, de la... Ca să înțeleagă. De eu acum poate să înțeleagă singură, da? da? Acum partea subliminală. Da. Că e întreagă, e toată, n-are da. implanturi, da. nu mai are plase, nu mai are nimic și poate să-și um, activeze singură istoria, parcursul. Da. Bine. Hai să-și mai taie legăturile de pe viața asta cu oricine și orice și fost asoție și tot. Dar am zis că chestia aia că vine ei din 3099 să modifice nu știu ce am zis că nu e în regulă de la început. Te-am mm -hmm. mm -hmm. lăsat, te-am lăsat ca partea subliminală să înțeleagă. Că, da. de fapt, și de trepte au fost manipulați dintotdeauna. Da! Uite, așa, deci vin mișcările astea, știi, cu mm -hmm. luminoșii ăștia care mm -hmm. declară ei, practic, ca și esenței vor să facă bine. De ei nu știu, în slujba cu mm -hmm. lucrează, da? Da. Și cei cu meditațiile, de fapt, deschid portale, și care ei vor să facă un lucru bun: că salvează planeta, că ai văzut ce am văzut. Da. Poate înțeleg la un moment dat. Uh, ok, Cristina, deci hai ziceam să taie din nou legăturile, toate le-a tăiat. Da. Să-și mai bun. facă un check dacă are de făcut, da. corp emoțional, corp mental. Nu, corpul emoțional. Uh -huh. Corpul mental, deci se modifică. S-a făcut de la matrice, da. S-a da, reparat. Da. Să-și pună gentuța. Da, gentuța de ieșire, cu programul de ieșire din Matrix. S și să-și curețe casa, unde locuiește, acum. Da. da. Vezi cum a, Dacă ei au umblat și pe mâna lui uh, Asalt cu apa. -i... Da, i-a dus pe lângă ape. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Deci își curăță casa? Da. Să-și casa și sora care a uh -huh. asistat în Skype că s-a efectuat o sesiune. Uh -huh. Deci și și-au furat sufletele unul la altul. Dar uh, aveau importanță de la știi? Da, ăsta, Poseidon lui Zeus. Iacvelu, lui cine l-a furat? Da, da. Zeus. Zeus. Iacvelu este sub. Sub, 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 da. Și Poseidon da. e la nivel de Zeus, da? Da. Ok o curățat? Pose, pose, pose da. I, da. Don. Da. Tradu. E în greacă, nu? Pose. Nu. Dar ce? Posed. Ah, posed. Deci, da. I, adică vi, ceea ce este viu, I, uh -huh. Deci, posed ceea ce este viu sub dom. Uh -huh. A Posedat. Uh -huh. De aici vine. Pose, adică îl posedează și îl dă. Uh -huh. Și în limba noastră sunt coduri. Da. A terminat de curățat, Cristina? Da. Acum să meargă în canalul abundenței benefice. Da. Și sora. Și sora. Da. Adu-te și tu fuguța. Ai, și eu. Gata, deci nici nu așa, că ai și cascat. Poți să da. închizi de acum, da? Nu mai vreau să transmitem, uh, să dacă transmitem vreun mesaj, sore. De-aia am închis. E, bă, poate să-i transmită și fără. Deci, bine, fără. bine închis.